La sfârșitul săptămânii trecute la București a avut loc Congresul Partidului Național Liberal, la care a participat și o delegație consistentă de maramureșeni, membrii PNL. Aceștia, alături de colegilor din țară, au trebuit să aleagă președintele formațiunii, precum și echipa care va pune umărul la reconstruirea formațiunii. Președintele PNL Maramureș Ionel Bogdan s-a declarat foarte mulțumit de ce a însemnat acest congres și asta pentru că s-a finalizat unificarea celor două partide care compun în prezent PNL. Sigur că sunt oarecum nemulțumit de voturile pe care le-am obținut în CNC ieri cu privire la candidatura mea pentru membru în noul birou executiv al Partidului Național Liberal, însă sigur că era previzibil dat fiind faptul că am susținut echipa domnului Cristian Bușoi. Însă eu cred că competiția care a existat în Partidul Național Liberal a fost benefică. Fostul președinte al PNL, Sighetu Marmației, avocata Daniela Onița Ivașcu, a fost aleasă în schimb cu un număr mare de voturi în funcția de membru al Curții de Arbitraj a PNL. Este vorba despre instanța supremă de jurisdicție partidului, cea care are și atribuții și competențe în respectarea codului de etică a partidului. De altfel, este singura maramureșeancă ce va ocupa o funcție în structura centrală a partidului.